Este aproximativ egal, chiar nu știu să vă spun cu exactitate dacă e o diferență. Acum, în etapa a doua, județul Prahova, prin Consiliul Județean, dorește să acceseze acest proiect și să optimizăm șansele lui. Pot să precizez că la prima aplicare, din cauza neîndeplinirii indicatorilor județului Vrancea, a fost respinsă asocierea între județul Prahova, Buzău și Vrancea și am fost descalificați ca punctaj mai mic. Acum, aplicând județul Prahova, având un punctaj, zic eu, corespunzător, cred că șansele de a se câștiga sunt foarte mari, de la latura de est a județului până la latura de vest a județului. Ce înseamnă din ce localitate până în ce localitate? Dacă îmi permiteți, că e un traseu mai sinuos: Bizil, Tohan, Ceptura, Urlați, Jercălăi, Valea Călugărească, Vârbila, Bucov, Seciu, Boldescăieni, Zamfira, Plopeni, Băicoi, Florești, Filipești de Pădure.